De ani de zile, străzile din Giurgiu sunt brăzdate de șanțuri și grope apărute în urma lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare și la rețeaua de gaze. Teoretic, străzile sparte pentru lucrări trebuie reasfaltate după finalizarea intervenției pe banii firmelor de utilități, dar de cele mai multe ori acest lucru nu se întâmplă. Șoferii sunt foarte nemulțumiți de situația care pare să nu se mai termine și se plâng că gropile le distrug mașinile. De câteva zile, pe străzi au început să își facă apariția mașinile de freză, care pregătesc gropile pentru plombare. Este o bucurie pentru șoferi să vadă că începe să se lucreze, dar și un chin pentru că trebuie să ocolească șanțurile care nu sunt nici semnalizate. Ați văzut că s-a început frezarea străzilor? Da. Și ați reușit să le ocoliți? Nu, că altfel dai nas cu altă mașină. Nu, foarte... Mă rog, trebuie și astea făcute, dar... puteau să le facă mai într-un tempo mai rapid. Ce să mai ocolești, că n-ai ce să ocolești. Ia uite ce ai pe aici. Grop de nu se poate ocoli. Ați ajuns la servici din cauza gropilor? Numai odată. Până acum trebuia să fie gata, că timpul a fost destul de frumos și trebuiau să fie gata și plombate și liniile trasate. Asta e părerea mea. Că timpul a fost destul de bun. N-au motiv să spună că timpul a fost de prea. Dar acum încep. Da, bine, la noi, ca la noi. La noi așa se întâmplă întotdeauna. Angajații municipalității au făcut o inventariere a gropilor și a deteriorărilor din carosabil și din trotuare, constatând peste 200 de nereguli în diverse zone din oraș. Primăria a solicitat remedierea de urgență a neregulilor constatate. Deja au fost inventariate toate gropile, s-au făcut liste pe furnizorii de servicii și s-au transmis la fiecare furnizor de servicii, respectiv APA Service, Viromo, CETU, ADPP-ul s-a transmis aceste liste în vederea refacerii gropilor. Pe site-ul instituției au fost publicate listele cu zonele afectate de lucrările de racordare la apă și canalizare sau la rețeaua de gaze. Astfel, în perioada imediat următoare, societățile APA Service, Virom Gaz și Administrația Domeniului Public și Privat vor trece la plombarea gropilor de pe domeniul public.